Scene violente în Paris, mii de francezi care au ieșit în stradă de Ziua Muncii au transformat parada într-un manifest contra președintelui Emmanuel Macron, ales pentru un nou mandat. Mai multe baricade ale jandarmilor au fost incendiate, iar câteva magazine au fost distruse. Forțele de ordine nu au ezitat să folosească gazele lacrimogene. Așa s-a desfășurat parada de 1 mai în Paris. Jandarmii lovesc o brutalitate ieșită din comun o protestatară. Până când îi spar capul, martorii urlă îngroziți, iar pe străzi începe anarhia. Protestatarii aruncă cu pietre în forțele de ordine, iar jandarmii folosesc gazele lacrimogene. Mii de oameni au cerut majorarea salariilor și renunțarea la planul de creștere a vârstei de pensionare la 65 de ani, luată în calcul în acest moment de Emmanuel Macron, președintele reales pentru un nou mandat de 5 ani. În mulțimea adunată pentru tradiționala parada anuală de ziua muncii, lucrurile au degenerat rapid. În imagini se poate observa cum manifestanții distrug un magazin din centru. Aceea soartă au avut-o multe alte magazine și sedii bancare din împrejurimi care au fost vandalizate. Mai multe incendii au fost iscate în plină stradă după ce protestatarii au dat foc mai multor baricade ale autorităților. 54 de persoane au fost arestate de jandarmi, inclusiv o femeie care a atacat un pompier ce încerca să stingă un incendiu. Aproximativ 250 de mitinguri au fost organizate în Paris, dar și în alte orașe. În total, peste 115.000 de persoane au ieșit în stradă în întreaga țară. 24.000 doar în Paris, a declarat Ministerul de Interne francez.